A început modernizarea pieței din Păcurari. În următoarele două săptămâni vor fi vopsite pergolele, vor fi înlocuite teșghelele, iar gardul urmează a fi vopsit. Pe lista investițiilor societății Ecopiața în acest an se află în mod prioritar piața din Păcurari. Lucrările au început deja și se desfășoară în mod alert. În curând, ieșenii vor putea face cumpărăturile într-o piață mai curată și mai modernă. Modernizarea va fi, dacă nu este prea mult spus, totală, în sensul în care refacem aceste pergole, le revopsim, scăpăm de rugină, le dăm o total altă față. Vom reface gardul, care și el arată în momentul acesta lamentabil, și vom păstra doar teșghelele care pot fi refăcute. Deci aici avem un mic program de refacere a acestor tarabe. O parte vor rămâne, o parte vor fi duse spre casare și vom aduce alte tarabe noi pentru sigur a schimba în totalitate fața acestei piețe. După finalizarea lucrărilor din piața din Păcurari, sunt programate lucrări de modernizare și la Talcioc, dar și în piața Cug. Avem într-un plan, aș putea zice, imediat, modernizarea pieței Cug. Acolo avem o hală care ea este dată spre casare, dar făcând o expertiză sperăm să putem să o folosim mai departe și o vom moderniza. De asemenea, începând de săptămâna viitoare, vom da o nouă față Talciocului. Va exista și acolo vor exista o serie de lucrări. Vom turna niște platforme betonate, vom avea grijă la modul în care apa pluvială se scurge, pentru că acum se creează anumite bălți pentru unele regiuni. De asemenea, lucrări sunt programate și pentru piețele Nicolina și Alexandru cel Bun. Aceste lucrări erau necesare deoarece în piețele din Iași nu au mai avut loc astfel de operațiuni de o bună perioadă de timp, iar în acest timp comercianții s-au confruntat cu o multitudine de probleme.